La Bălți s-a testat cea mai scăzută prezență la vot din istoria Republicii Moldova. Este concluzia misiunii de observare Promolex, care a monitorizat alegerile locale de duminică. Totodată, instituția insistă pe faptul că este necesar de clarificat prevederile din codul electoral cu privire la suspendarea și reluarea turului 2 de scrutin, se arată într-un comunicat de presă. Potrivit directorului de programe al Promolex, Nicolae Panfil, abateri au fost înregistrate la câteva secții de votare deschise duminică la Bălți. La una dintre cele 8 monitorizate, un observator al unei companii de investigații juridice s-ar fi implicat în procesul de numărare a voturilor, fiind necesară intervenția poliției. Iar într-un alt caz, membrii biroului electoral ai secției de votare nu au întocmit inițial formularul special de numărare a voturilor, după care procesul verbal. Observatorii au mai remarcat și un număr mare de buletine de declarate nevalabile, 1786 sau peste 17% din cifra totală. Misiunea mai remarcă că doar 9,98% dintre alegători s-au prezentat la urne, ceea ce pare a fi cea mai scăzută prezență la vot din istoria alegerilor din Moldova. În concluzie, Promolex reiterează necesitatea clarificării prevederilor din codul electoral cu privire la organizarea turului 2 de scrutin. Reamintim că acesta urma să se desfășoare la data de 5 decembrie, dar a fost suspendat la decizia CEC. Această hotărâre a fost luată având în vedere anularea înregistrării unui concurent electoral, care a admis încălcarea prevederilor legale privind regulile de finanțare a campaniei electorale, se mai arată în comunicat.